Bună ziua! Bine ați venit! Prezentarea unei cărți este o sărbătoare de suflet pentru cel ce a gândit și a creat frumosul în cuvinte. Ne-am întâlnit cu toții pentru a lua parte la prezentarea cărții scrise de Călin Dan Moroșan, Măsura timpului, Măsura iubirii, volum apărut la editura Floare de Iris, Iași, 2021. Călin Dan Moroșan, născut la Rădăuți. Județul Suceava. A urmat școala generală numărul 4, apoi liceul Eudoxiu Hurmuzache din Rădăuți. Este licențiat în fizică la Universitatea București și în informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Doctor în informatică la Universitatea Concordia Montreal. Actualmente, cercetător în informatică în Canada. Mă scuzați, am emoții. Deci, nu știu dacă se observă, dar am emoții. Pe lângă pasiunea pentru chitară, în timp s-a adăugat și pasiunea pentru poezie. Poezia rămâne o creație de suflet și pentru cei a căror profesie nu are legătură cu beletristica. Măsura timpului, Măsura iubirii, este o carte ce pune în evidență atât sensibilitatea autorului, cât și a cititorului, care își regăsește în ea propriile trăiri. Cred că poezia este o succesiune de gânduri și Călin a reușit să îmbine aceste lucruri. Vă invităm la o întâlnire cu emoția sufletului și a poeziei. Călin Dan Moroșan. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că ați sacrificat o duminică după amiază pentru acest eveniment. Mulțumesc Angelicăi pentru cuvintele foarte frumoase și mulțumesc colectivului Bibliotecii Municipale, care m-a primit cu brațele deschise, în ciuda vicisitudinilor prin care trece în aceste zile. Vreau să mulțumesc, înainte să uit ce am de spus și să uit tot discursul, vreau să mulțumesc celor care au participat în mod direct la această carte și la acest proiect, la acest eveniment. Cum am zis, mulțumesc colectivului bibliotecii, mulțumesc Mariei Moroșan, soție și muză. În ultimii 37 de ani. Da, nu se obătrâni, ne-am cunoscut de tine. Și care a muncit, chiar a muncit mult și m-a ajutat mult să pun la un loc și să editez această carte. Mulțumesc doamnei Irina Vasilescu și doamnei Maria Preotese de la editura Floare de Iris, care tot așa au muncit mult și au ținut foarte mult la aspectul artistic și la curățenia literară a acestei cărți. Mulțumesc Roxanei Târvu, care mi-a dăruit, efectiv, mi-a făcut cadou aceste coperți minunate. Mulțumesc Cătălina Ilie, care a lucrat mult la interior și la designul interior. Mulțumesc domnului profesor de limba și literatură română, Traian Rei, care mi-a fost și profesor, care a acceptat și a făcut o scurtă recenzie și un articol foarte măgulitor în ziarul de Rădăuți, cred că se cheamă Săptămâna de Rădăuți, cred că ne spune, un bocovinean în Canada, neașteptat pentru mine. Mulțumesc bunului meu prieten Emanuel Bonariu, aflat în Anglia, care mi-a făcut un afiș foarte, foarte frumos, afișul care l-ați văzut poate prin oraș și tot așa săritor. Nu în ultimul rând, mulțumesc cititorilor, prietenilor, tuturor celor care au citit și m-au încurajat să fac acest pas total neașteptat pentru mine. Deci asta a fost mulțumirea.
l-am numărat pe degete, lipsea 1. Mulțumesc partenerilor mass media, Corneliu Cârdeiu, care au acceptat tot așa din bunăvoință să vin astăzi și să participe și să filmeze la acest eveniment. M-am rugat multe lume dacă sunt emoționat și am zis mai ceva ca la doctorat. Și nu știu de ce, că eu am scris. Da, deci am, nu știu cum au fost alte prezentări. N-am mai fost la prezentări de carte. Asta e prima prezentare la care particip și chiar de partea asta. Dar am vrut să fie așa cum vreau eu. Deci, nu știu alții cum sunt. Dar n-am vrut să fie neapărat ca o prezentare de operă literară sau, ci mai degrabă o carte de suflet, scrisă cu suflet, pentru prieteni apropiați, pentru, cum am zis, rude, cititori care m-au încurajat să le adun împreună. Acum, bineînțeles că odată publicat, intrat în spațiu public, orice carte care are așa coperți, cotor, intră cumva, deci, în circuitul literar, într-un fel sau altul. Acum eu nu pot să judec valențele literare a acestei cărți, în primul rând că sunt subiectiv, pentru că e sufletul meu acolo. Și în al doilea rând, pentru că poezia în sine nu capătă o valoare sau o semnificație decât în mintea celui care o citește. Deci depinde acum de dumneavoastră dacă acest lucru va avea o valoare literară sau nu. În sensul ăsta eu am fost foarte ușurat, pentru că Emil Cioran spunea că poezia are mare avantaj de a nu însemna nimic. Pentru cum am zis, în mintea cititorului înseamnă ceva. Și eu, fizician de la bază, așa, când mă uit la o carte, nu sunt decât niște molecule de cerneală care sunt îmbrășteate pe niște molecule de hârtie. Nimic altceva. Sau acum mai nouă, sunt niște pixeli negri printre o amestecătură de pixeli albi pe un ecran tactil. Nimic altceva. Nu apar idei sau nu transmit anumite mesaje decât în mintea celui care o citește. Tot așa vrem să spun că greu am făcut pasul ăsta. Greu am făcut pasul ăsta pentru că Mihai Eminescu spunea prin gura unui personaj dintr-o piesă de teatru că mai nervos și mai minciunoși ca poeții, alții nu există. Da, și asta e greu de recunoscut în public în ziua de azi. Nu știu, poate vrei să intri în politică și trebuie să ai grijă ce ai spus, să ai înregistrează. Da. Și punând suflet, așa de mult suflet în această carte și acum făcând public, mă simt așa pe stradă, mă simt ca și cum aș merge în sufletul gol, așa. Că se uită cineva la mine, zic, poate citi cartea, trebuie să uită la mine acum. Da? Deci, cum am zis, o carte de suflet, nu neapărat ceva cu valențe literare. O să decidă cititorii despre acest lucru. Înainte să vă prezint ce este în această casetă magică, care are 86 de, nu, 86 de mărgele din sticlă. Eu le-am șlefuit bine așa vreo 20 de ani. Deci, da, anul ăsta să fac exact 20 de ani. Vreau să vă spun cum am ajuns în această ipostază inedită. Și ca să-mi descrieți puțin frunțile, să vă spun cum am întâlnit eu prima oară cu poezia. În școală generală, când eram la clasele primare, când auzeam cuvântul autodictare, mi se făcea așa un gol în burtă și tot ce doream era să leșin ca să nu știu ce mi se întâmplă în următoarele clipe. Și așa, în clasa a treia, doamna învățătoare Drăgușanu, autodictare la Deșteaptă-te române. A fost un dezastru total și care s-a lăsat cu 10 arătătoare la o palmă, 10 la o palmă și primul meu 4 în catalog. Și atunci mi-am dat seama că cu poezia nu e de glumit, adică nu e în joacă. Poezia e ceva serios. O iei la palmă. Și sper că mi-am ispășit păcatul în liceu când am învățat pe de rost Luceafăr.
parte de România. Da, și tot așa, dacă îmi spunea cineva cu câțiva ani când eram tânăr că o să scriu o carte de poezii, l-aș fi trimis la un control medical amănunțit. Că nimic din ce făceam nu lăsa să întreba de această perspectivă. Da? Deci, eu eram un elev eminamente tehnic, cu matematica, fizica, chimia, nu dădeam așa mare importanță literaturii. Dar am avut doi profesori de limba și literatură română, domnul Traian Rei și domnul profesor Luca Bejenariu, care au ridicat șacheta foarte sus. Deci, indiferent dacă aveai sau nu aveai treabă cu limba și literatura română, trebuia să studiezi, să știi foarte bine, să citești și nu numai literatură, dar și critică literară. Deci, volens nolens am fost introdus în acest mediu și, cum am zis, la vremea respectivă, cu datorită profesor, domnul profesor aici de față, Mircea Goreac, care ne onorează cu prezența, m-am dedicat fizicii, cum unii poate știu, și am neglijat aspectul ăsta literar. Nu am descoperit această latură decât atunci când viața m-a, într-adevăr, m-a strâns și m-a constrâns. Și asta a fost când am ajuns în Canada. În primul rând, din cauza greutății actului de emigrare și, în al doilea rând, din cauza turnului Babel, care l-am găsit acolo. Deci, în Montreal sunt 51 de comunități străine înregistrate oficial. În metrou, fiecare două persoane vorbesc altă limbă. Și atunci încep să simți lipsa limbii române și atunci cred că am început să simt acest fior. M-am întrebat și eu de unde vine. Cred că o parte este ADN-ul. Pentru că bunicul meu, Iavorski Alexandru, scria poezii cam de aceeași factură, cum le scriu și eu. Și a fost primul care mi-a pus cartea mână, m-a învățat să citesc în germană la 5 ani. De asemenea, cum au spus profesorii de română, care au pus tacheta sus, muzica pe care a fost de mic copil, a fost foarte aproape de muzică folk, muzică populară, care prin lirismul lor și ritmul lor mi-au introdus, cred că, poezia prin toți porii, cântând poezii într-una. Și cred că așa am ajuns în această ipostază și așa s-a născut Măsura timpului, Măsura iubirii. Chiar cum am pus anunțul, două cititoare foarte dragi mie m-au și abordat. Dar crezi că există o măsură în timp și iubire? Și e o bună întrebare, nu m-am gândit. Dar cum am ajuns la noțiunea asta de măsură? În ultima vreme, în ultimul timp, că planeta se învârte tot mai repede așa, am observat că lucrurile încep să se măsoare din ce în ce mai mult. Da? Deci o navetă, o oră și 10 minute, o ochiadă 0,4 secunde, un sărut 5 secunde, da? O fericire puțin, o nefericire mult. O viață, 74 de ani, 3 luni și 2 zile. De restul, eternitate. Cu viața, eu dacă mai... Statistica e puțin mai complicată, dar cu eternitatea e sigur una. Deci fără zecimale, fără nimic. Atâta mi se dă. Da? Deci, trebuie să măsoară așa, și am ajuns la măsură. De unde iubire și timp. Acum, mie iubirea mi s-a dat nativ. Eu, de mic copil, mă îndrăgosteam de orice prezență feminină care se apropia la mai mult de un metru de mine. Astfel am fost îndrăgostit, mai mult sau mai puțin, de toate colegiile mele de clasă, toate vecinile mele, toate colegiile mele de formație și, cum am zis, inclusiv de profesoara mea de fizică chimie, orice prezență feminină. Norocul meu a fost că destul de devreme am apărut cu zașefă, care s-a intabulat aici pe toată inima și a trimis toate restul iubirilor, le-a trimis în domeniul imaginar și cu timpul ele s-au exilat în poezii, ce să facă. S-au dus aici. Așa am ajuns la iubire.
Cu timpul am observat, cu timpul vieții am observat că există oarecare dualitate între iubire și timp. Și acum, fără să fiu pedant, mă scuzați, dar vă aduc la fizică ceea ce știu eu. În fizică este un principiu al Heisenberg care nu te lasă să știi cu precizie unde ești, dacă vrei să știi cu precizie intervalurile de timp. Și invers, nu te lasă să știi exact câte ceasul, dacă vrei să știi unde ești. Da? Și tot, cam tot așa am văzut eu că există o dualitate între iubire și timp, și anume, cu cât iubești mai mult ceva sau pe cineva mai intens, cu atâta pierzi mai mult noțiunea iubirii, noțiunea timpului. Sau măcar așa ar trebui, da? Și viceversa, cu cât mai mult îți organizezi timpul și ești mai atent și calculezi toate gesturile pe care le faci în viață, cu atât mai mult se diluează noțiunea de iubire, te îndepărtezi de iubirea aia absolută, te mai pierzi așa. Asta e dualitatea care am observat-o eu și cred că de aici a venit și acest titlu, Măsura timpului, Măsura iubirii. Sper că nu a fost prea îndrăzneț. Nu o să decideți dumneavoastră când citiți cartea. Și cam asta o să găsiți înăuntru, despre timp, despre iubire. În plus, mi-a plăcut să descriu locurile care m-au impresionat foarte mult. Așa am umblat în foarte multe locuri. Am lucrat în 4 țări și 3 continente, mai mult sau mai puțin. Și am cunoscut multă lume. Dar au fost câteva locuri care m-au impresionat deosebit și pe care le-am descris în carte. Veți găsi, de exemplu, Valparaiso, Chile, un oraș unic în lume, intrat în patrimoniul UNESCO. Veți găsi Havana, capitala Cubei, un crâmpei de Havana, un bar din Havana, din capitala Cubei, care, ce se spune, un genocid arhitectural, embargoul ăsta a provocat acolo păcat. Veți găsi un loc unde, până nu demult, era raiul pământesc, o insulă se cheamă Caia Santa Maria. Veți găsi capitala griului absolut, care este Londra. Veți găsi Pădurei, lângă Siret aici, care e satul meu natal, unde am copilărit. Și, de asemenea, veți găsi Rădăuțul anilor 70, așa cum simțeam eu când eram un copil de, nu știu să zic, 5, 6, 7 ani, cu ochii copilului de atunci. Și cam asta e conținutul cărții, nu știu, ți-e rog, e foarte subțire. Nu e așa de groasă. Da. Acum o să dau cuvântul domnului profesor Rei, care, cum am spus, a făcut o scurtă recenzie foarte amănunțită, deci m-am întâlnit cu dumnealui și a fost uimit de notițele a citit din scoarță în scoarță, literă cu literă, virgulă cu virgulă. Cum dumnealui nu a putut să fie prezent din cauza stării sănătății, am să rog pe Maria să citească câteva din notițele dumnealui. Călina a precizat că domnul profesor Rei a fost profesorul lui, dar a fost și profesorul meu, a fost și dirigintele meu în liceu și sunt onorată să citesc impresiile dumnealui despre cartea de poezii prezentată astăzi aici. Iată ce spune dumnealui. Călin Moroșan, care odată era dezmierdat băiatul cu chitara, rămânând fidel primei sale pasiuni, și-a mai găsit una, poezia, în care să-și reverse prea plinul sufletului. Astfel a apărut cartea Măsura timpului, Măsura iubirii. Autorul cărții, om de formație științifică, utilizează în carte o multitudine de neologisme care nu au în spate o istorie ce conțin un singur sens precis. Totuși, folosindu-le în combinație cu alte cuvinte, reușește să transmită stări de spirit nebănuite, ca de exemplu în expresiile pas amăgitor, clipă neschioasă, sclipind în nuanțe mate, iubire locativă și altele.
Uneori neologismele alternează cu expresii vechi românești, ca de exemplu, lasă baltă, umblă creanga, n-ai habar, dau de-a bușii la năvală, etc. În versurile autorului se conturează două lumi, două feluri de civilizație, una a timpului de azi, din marile aglomerări urbane, în care locuitorii trăiesc grăbiți, înghesuiți, în mușuroaie zgârie nori, în apartamente sufocante, în birouri supraetajate, visând la viața de la sate, iar copiii au legată tableta la gât, trăind o viață virtuală în locul lumei reale. Cealaltă civilizație este cea trăită de autor în copilărie, în casa bunicilor din pădurenii Siretului, la umbra nucului sau a salciei, înfructându-se din chișleacul răcoros, gustând din dulceața și din povidla de prune făcută de bunica, îmbătându-se de mirosul de fructe din pomăt și de cel al trandafirilor din grădină. Din anii petrecuți la Rădăuți cu cheia la gât, i-au rămas în minte mirosul vag de borș de la vecini, mireasma dulce de petrol lampant și cea de gogoși din chioșcul ambulant, urmate apoi de amintirile din liceu legate de prieteni și de primii fiorei dragostei. Numeroasele personaje din mitologia națională și universală, ele, muze, Afrodita, Artemis, Lucifer, Cupidon, scriitori, compozitori, personaje din opere literare sau plastice, Virgiliu, Dante, Shakespeare, Cioran, Beethoven, cuvintele din alte limbi presărate printre cele românești spun ceva convingător despre orizontul de cultură al autorului. Omul se simte rob al timpului și vrerea lui este de a se măsura cu acesta. Conștient de faptul că în față nu-i decât apus, este stăpânit de o nepotolită sete de trăire intensă a vieții, a clipei trecătoare. De ce iubesc atunci nespus, bătăi de inimi rosind? Viața îi se pare o nuntă pe care, te n-am jucat-o azi, mâine s-a dus. În altă poezie spune, desculți să frământăm nisipul, cuprinși ca zorba după umeri, să scăpărâm cu jind priviri, să facem să pălească farul și înșelați de amăgiri, să ne sorbim de plin paharul. Plin de vitalitate, de energie și înzestrat cu o bogată fantezie, Călin simte că minutarul aleargă prin al lumii labirint, minutarul mă aleargă prin al lumii labirint și spune, mă învârt în jurul lumii, învârt lumea în jurul meu. Grăbit mereu, petrecându-și paștele între două avioane, se imaginează că se pălângă neagățat într-un tropic și poate trage Atlanticul în Pacific și că e în stare să rectifice polii pământului. Ajuns la vârsta când timpul începe să trimită unele semnale și ne obligă să deschidem ușa farmaciei în loc de cea a restaurantului, autorul spune cu nostalgie, iubito, cât mi-e de dor de noi. De vremea când topeam nisipul, când ne priveam prin valuri goi și ne jucam cu minți de-a timpul și continuă, acum când a dat toamna în noi, când inima mi-i numai frunze, să mai dansăm odată goi și mingăne pe ochi, pe buze. Citindu-i cartea, vă veți lăsa inimile desmierdate de frumusețea unor versuri ca acestea. Pe seară-ți voi ghici la șemineu, ținând în mână palma-ți diafană, iubiri de fată fără de prihană, iubiri în care nu sunt eu, doar prinț de seamă. După ce îi cere Doamnei să-l schimbe în altceva, o mai roagă, doar iubirile îmi lasă. Am pus primăveri în ele, le-am făcut în inim casă, să-mi fie noaptea stele. Acestea au fost impresiile domnului profesor Rei despre cartea Măsura timpului, Măsura iubirii și de asemenea a transmis celor care îl cunosc cele mai sincere urări de bine. Mulțumesc! Într-adevăr emoționant și, cum am spus, domnul Traian Rei a fost primul profesor care m-a învățat cum să decortichez o operă literară și cum să îi văd părțile și puzzle-ul din care este făcut.
mulți m-au întrebat când au văzut afișul, măi, ai concert astăzi, cânti undeva, unde cânti? Când m-au văzut acolo, cu chitară. Nu o să cânt, îmi pare rău, dar știu că v-ați obișnuit cu mine cântând, nu o să cânt astăzi. Dar n-am găsit altă poză. Era singura poză mai artistică și asta a fost. De asemenea, poate că la alte, cum se cheamă, prezentări astea de carte se recită sau nu știu cum se face, că n-am mai fost niciodată. Dar sau se cântă sau... Nu o să vă recit, nu vreau să vă rapez, sunt foarte puține poezii, altfel, dacă vă recit eu, nu mai știți voi. Nu o să vă recit. În schimb, am o nepoțică foarte chic și foarte dragă mie, Sofia, care o să vă recite ea o poezie. Să vă invităm, Sofia. Greva literelor. Literele îmbufnate dau de-a bușilea năvală. Strigă că sunt răsculate și sunt puse pe gălceavă, că prea mult au îndurat ale poeziei hamuri și că s-au cam săturat de ale rimelor reci faguri. Nu mai vor să fie în formă în mâna lui și știi cine, că la fondul lui reformă se pricep și ele bine. Vocalele fiind mai culte, invocând alese genul, s-au cam erijat în frunte, dar consoanele mai rele se înghesuie necoapte, strigând vrute și nevrute. Dă-te, soră, la o parte! Nu vezi că suntem mai multe? Au făcut un sindicat și acum se organizează. Pe ea l-au și ridicat, l-au prins că filozofează. Domnul tău e deputat când versurile ordonanțe. O eșefă la senat îmbrăcându-se în nuanțe. Rima pleacă în austeră, în exil fără vreo vină. Rima albă doar mai speră. Achitarea s-o obțină, eu, purtând de-al grivei vânt, către literele pustiu, zi și noapte, mă frământ, cu ce oare să mai scriu? Mulțumesc tare mult! A fost nepoțica mea, Sofia, care este foarte emotivă, după cum ați văzut. E normal să știi, și eu la vârsta ta era așa. Dar mi-am petrecut foarte mulți ani pe scenă. Pe vremea aceea, la fiecare lună, aveam câte un spectacol. Dar, pe lângă mulțumiri, că am mulțumit la toată lumea, am și niște scuze de cerut. În primul rând, îmi cer scuze naturii. Îmi cer scuze naturii, de ce? Pentru că am tipărit această carte. Chiar un prieten de-a mea m-a întrebat, bă, dar de ce nu faci un e-book? Că e electronic, trimis la toată lumea, oricine, din orice colț al lumii, poate să citească, e mult mai ușor. Și da, chiar m-am gândit. Și după aia, ce-am făcut, am luat și am mirosit telefonul. Adică s-a mirosit și dumneavoastră. Și după care, mirosit o carte. Și ne-am zis, nu, vreau o carte. Chiar dacă ajunge la foarte puțină lume în mână, prefer să fie o carte. Și chiar m-am interesat pe Google, dintr-un copac, în medie, se fac 16.666 de cole A5, format A5, ceea ce cred că este arhi suficient pentru câtă lumea va citi cartea. Și chiar am plantat și promit să mai plantez câțiva copaci ca să cer iertare de la natură pentru acest gest. Tot așa vreau să-mi cer iertare de la limba și literatura română pentru cele câteva rime imperfecte și pentru pe alocuri am strâns cu ușa gramatica limbii române. Dar poate că dacă
și eu cum fac poeții și mă apucam să lucrez la o poezie, probabil că ar fi și perfect. Dar, vedeți, dumneavoastră, la mine, eu niciodată nu m-am așezat la masă, cu excepția unei singuri poezii de care am avut nevoie pentru cântec, nu m-am așezat la masă să scriu o poezie. Deci, la mine, poeziile au fost, efectiv, urgențe literare. Eram în ATI-ul literaturii cu defibrilatorul în mână și eu am fost foarte bucuros să le supraviețuiesc, dar nu mai stau să mai lucrez la ele după aia. Deci, da, nu știu cum scriu alții. Deci, una din poezii m-a apucat pe autostradă și nu știam cum să ies mai repede la prima ieșire, pentru că nu stau, deci ele nu stau acum, atunci. Și am ieșit prima parcare liberă, care am investit la primărie. Și am zis, în parcarea primăriei, avem un safir acasă, mă așteptau cu masă, am stat, am scris pe telefon și pe aia m-am dus mai departe. Deci, în sensul ăsta, nu, cum am zis, niciodată nu am gândit că o să public veci. Scriam ca să mă eliberez de anumite lucruri, de anumite gânduri și să supraviețuiesc acestui act de poezie și prin acest act de poezie. Da? Și de asta poate că nu aș perfecte. Acum, în ziua de azi, cu inteligența artificială, eu sunt sigur că sunt deja capabil să instruiesc o rețea neuronală, să scrie, îi dau regulile, să scrie o poezie, o va scrie perfect, prima va fi, după ultima vocală, accentuată, absolut după toate canoanele. Dar cred că poezia înseamnă ceva mai mult decât atât. Deci am preferat să rămân uman, dar imperfect. Și acestea au fost două scuze. În final, cum am zis, mulțumesc tuturor că ați venit și vreau să mulțumesc, am lăsat la urmă, vreau să mulțumesc părinților că m-au ținut în școală, pentru că e singurul lucru în care cred. Și vreau să mulțumesc unui oaspete care este ceva deosebit, este decanul de vârstă de departe acestei săli, socrul meu, la vârsta de 91 de ani, este aici. Mărășan Petru, de la Ținut, se vine de la munte, se coboare de la munte, se participe la această festivitate. Ultim, ca un ultim aspect, aspectul mercantil al acestui lucru. Are și un aspect mercantil, ca orice lucru în ziua de astăzi. Cartea poate fi achiziționată online, direct de la editură, editura Floare de Iris, nu livrează în librării, ci este o editură online, sau de la mine. Am și eu exemplare. La mine e mai ieftin, că nu plătesc transportul. Și pentru 30 de roni veți cumpăra 86 de mărgele din sticlă șlefuită, da, care vine așa cam în medie, vine cam 30 de bani pe poezie. La o medie de 6 strofe pe poezie, asta vine așa cam, nu știu, vreo 5 bani pe strofă. La o medie de 5 versuri de strofă, o să plătiți un ban. Și așa că dacă mergeți pe stradă și vă întreabă cineva, domnule, ce ai cumpărat acolo? Ce, domnule, am luat niște versuri de un ban. Deci, cu asta o să puteți lăuda, dar vă spun, e un ban versus, nu găsiți. Deci asta este aspectul mercantil. Bineînțeles, avem și politică de retur, în caz că nu vă regăsiți în nicio poezie din această carte. Cu mare drag, vă iau cartea înapoi, vă dau bani, nu e nicio problemă pe politică de retur. Și sper, cum am zis, este de ce e deosebit această carte? Pentru că în fiecare zi se tipăresc 2700 de cărți în lume, zilnic. Apar în SUA, apar 4 cărți de poezie pe zi. Da? Vă dați seama, e o picătură în oceanul literaturii. De ce cred că e important? E deosebită. În primul rând că prin cartea asta vă ofer realitatea. Cu excepția foarte puține fabulații, așa, 2, 3, 4 fabulații din carte, absolut toate poeziile sunt reale. Au în spate persoane reale, sentimente reale, locuri care există, obiecte care sunt foarte, foarte reale. Deci, cumpărați realitatea, ca și cum ați luat în ziar. Doar că ziarul sunt știle de azi, pe când asta e ceva perpetu, pentru că odată cu trecerea vârstei, nu știu dacă ați
avut experiența asta de recitit cărți care le-ați mai citit altă dată și le vedeți cu alți ochi. Așa și cu poeziile. Cu trecerea vârstei, o altă poezie vă impresionează sau o vedeți cu alți ochi. Deci, eu așa, deci e principalul atu al acestei cărți, să văd realitatea, m-am zis, și, bineînțeles, o parte din sufletul meu care va intra în casa dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și mă bucur foarte mult să văd, mi-ar fi luat foarte mult timp să merg până la fiecare casă, așa că a fost mult mai ușor. Mulțumesc, doamne! Și urăm succes în continuare poetului Călin Dan Măroșan și așteptăm prezentarea următorului volum. Până la 20 de ani. Mulțumim! Și tuturor care ați avut plăcerea să veniți la această prezentare de carte. Și vă așteptăm într-o dată. Mulțumesc, Andreea, care vă mulțumesc și Mihaela, că vă mulțumesc la gura humor de un gest extraordinar. Bani jos, la ușă.